Klaus Iohannis spune presiune pe guvern, a promulgat o lege favorabilă elevilor. Presublinieredintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea OUG numărul 92/2017 privind aprobarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru presubliniere colarii sublinierei elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Legea stipulează că până la sfârșitul liniereitul anului subliniere colar 2017-2018, în perioada de subliniere urri activit cividactice, presubliniere colarilor sublinierei elevilor înmatriculați în cele 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități pilot, li se acord, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă cald pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei / beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată. Tot joi, subliniereful statului a semnat decretul privind promulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 108/2017 privind prorogarea unui termen.